Cel mai greu, nu știu, lucru mie îmi pare în depresie este, știi, tu nu ai resurse să te scoli din pat. Nu e doar asta, asta e unul din criterii pe care tu le simți, dar da, nu ai resurse, adică, oboseala dată. Depresia de toamnă vine cu oboseală. De ce te întreb acest lucru? Pentru că tot la tine am aflat că înainte de a-ți pune acest diagnostic, este bine să dăm niște teste. Hai să vorbim despre, ai spus tu, lumină, vitamina D. Da? Au legătură. Hai așa, slav. În primul rând, nimeni nu-și pune diagnosticul, ți-l poate pune doar un specialist cu competența necesară. Doi, lumina, da, are un rol important pentru că odată cu toamnă-iarnă, afară deja se face mai devreme noapte. Asta ar însemna că este mai puțină lumină. Dacă este mai multă noapte, este mai mare șansă să fie eliminată melatonina. Și pe fundul ăsta să avem o mai mare lentoare, să fim mai predispuși spre somnolență. Și asta ar putea duce în zona asta de mai puține activități, mai puține mișcare, mai puțină interacțiune cu alți oameni. Să vrem să ne ducem acasă unde este călduț, într-o plapumă și să stăm acolo ghimuțe. Un ceai fierbinte. Exact, exact. Pe lângă asta poate fi și asocierile negative. Deci unii oameni poate au avut anumite evenimente dureroase în acea perioadă, iar în următorul an să fie asocierea dată. Și atunci avem și lumină puțină, și asocierea negativă. Sau frica de a avea depresie, știi? Adică tu ai trecut prin așa ceva acum 2 ani, cum ai spus tu, și la un moment dat orice lucru care se întâmplă altfel sau orice tristețe, știi, să te ducă cu gândul acolo, nu? Nu orice îngrijorare te poate duce în zona aceea, că oamenii o să interpretează că nu mă îngrijorez despre asta, că nu orice grijă duce în zona aceea, mai ales dacă ai parte în viața ta atât de reziliență, de alte activități care îți dau ție interiori pozitive. Vezi că atunci când este toamnă-iarnă, avem și o vreme mai ploioasă. Și orașul ăsta se face atât de urât. Da, nu e frumos. E sur tot, zăpada aceea murdară. Exact. Și parcă vrei cât mai repede să te evadezi de afară. Mergi pe străzi și te stropiezi mașini. Depresiv. E depresiv și parcă vrei să te evadezi cât mai repede din societate sau de afară și să te izolezi în casă, unde este cald, unde este mâncare, unde este bine.